Bogdan din Târnu, din Târnu Mărgurele, este vorba de domnul Gărgiulescu, care vine să-și lanseze o carte. Voi vorbi? Cine pot să zic și eu vorbele alea și Marie? Da. Doar dacă e zodia Dunării vorba. Cum am zodia Dunării? Chiar dacă e vorba de lansarea unei cărți de poezii a lui Victor Antonescu, eu vreau să rămâneți peste vară măcar cu amintirea lui Victor Antonescu ca și prieten al nostru și al fiecăruia în parte. Victor Antonescu ne este prieten, pe fiecare l-a ajutat atât cât a putut și trebuie să avem un pic de respect măcar pentru această latură a personalității sale. E Virgil al nostru, pe care îl știe și proză și poezie. Și cu bune și cu rele. Și cu bune și cu rele. Așa cum suntem toți. Așa cum suntem toți, dar Virgil e o figură aparte. Atât. Deci, te felicit pentru ziua de astăzi. Eu te cunosc de foarte mult timp, numai că ne-am apropiat, așa să zic, mai mult în ultima vreme de când frecventezi cenat cu alte reguli. Și pentru ce pot să-ți mulțumesc? Pentru lecția de viață pe care mi-ai dat-o. Pentru că, necunoscându-te, așa, știi, vedeam lucrurile undeva la suprafață și pentru mine ești o lecție de viață. Ești un om puternic, ești un om talentat și extraordinar de sensibil. Și pot să spun că mi-a rămas așa în minte păsărilor și Dumnezeu. Așa cum păsările au nevoie să zboare pentru că ele cunosc cumva și căderea și înălțarea prin zborul lor, cam asta li se întâmplă și oamenilor. Așa cum florile alea pe care tatăl tău le lua și le punea în diverse plumânele, sau le lăsa în diverse plumânele și pe altele le planta în grădină, aveau nevoie de apă, de căldură, dar mai presus de toate de dragoste, așa au și nevoie și oamenii au nevoie de aceleași lucruri. Și îmi place că duci ceea ce ți s-a întâmplat ție la nivel de sensibilitate și de artă și de scritură literară. Și tu știi că am vorbit multe despre cât îmi place, cum îmi place, atâta vreme cât cititorul se regăsește în ceea ce scrii, înseamnă că scrii bine și frumos. Și te felicit. Mulțumesc pentru ce ai dat. Apropo de păsări, m-am apucat și de afaceri. Am a doua generație de cuvinte. Ai învățat de la stelul ăsta. Ai învățat de la stelul ăsta. Vrei să ajungi prima oară. Sula fiera asta. Dar nu stop aceea. Nu stop aceea. Nu știu. Dacă ei vin la mine, sineu la pe aceea. Rămânem să